Da, sport pe bune. Știm sigur că mulți din sportivii noștri, mai ales cei de la Dinamo, sunt implicați nu numai în sport, ci și în partea cealaltă, partea cu ministerul. Toți au fost chemați acum pentru că a fost nevoie de ei. Florian a descoperit două povești frumoase, antrenori care acum muncesc altceva decât ce erau ei obișnuiți să facă de obicei la sală cu sportivii. Bună dimineața, Floriana! Bună dimineața, Dani, bună dimineața, Răzvan. Cristi și lăcrămioara Moldovan lucrează de o lună de zile în cadrul poliției. Ei se află în acest moment lângă mine și ne povestesc din experiența trăită. Bună dimineața! Bună dimineața! Mâine împliniți o lună, nu? De când ați îmbrăcat pentru prima dată uniforma de polițist. Cum a fost această experiență pe care ați trăit-o? Este o experiență cu totul deosebită, e ceva nou pentru noi. Nu am mai avut ocazia aceasta. Total diferit de ceea ce suntem noi obișnuiți să facem în fiecare zi, să mergem la sală, să antrenăm copii, dar faptul că la toate secțiile unde am fost, și la 24, și la secția 9, și la secția 4 unde suntem acum, am întâlnit colectiv de oameni care ne-au primit cu înțelegere, cu profesionalism și ne-au ajutat să ne descurcăm în noile, să ne adaptăm la noile atribuții pe care le avem. Lăcrămioara, cum a fost noaptea dinaintea primei zile de muncă? Cu emoții, n-am dormit toată noaptea. M-am trezit dimineață, nu știam, zic, ce mă așteaptă, ce am de făcut, era ceva nou. N-am stat niciodată, și nici n-am crezut vreodată că voi sta într-un birou 8 ore, cum e normal aici în secțiile de poliție. Am ajuns, am așteptat frumos cu toții cei care am fost delegați la secțiile de poliție, după care ni s-a spus fiecăruia ce avem de făcut. Eu stau la birou 8 ore, am niște colegi extraordinari care m-au ajutat și sunt alături de mine și în cazul în care nu știu sau nu înțeleg ceva, îmi spun ce am de făcut sau îmi explică, dar ne e dor de sală și de copii și de gimnastică, pentru că cu asta suntem obișnuiți, nu suntem obișnuiți să stăm. Suntem obișnuiți cu mișcarea, cu emoția, cu suspansul, cu adrenalină. Este pentru prima dată când sunteți despărțiți, nu? Pentru că, Cristi, tu lucrezi la secția 9, iar Lăcrămioara la secția 4, nu? Și voi până acum lucrați împreună, de când v-ați căsătorit, ați stat tot timpul împreună. Cum este perioada asta pentru voi ca și cuplu? E o perioadă nouă, dar bineînțeles că ne adaptăm. Vorbim foarte des la telefon, să vedem despre ce face fiecare, dar va trece, mai puțin și va trece și această perioadă. Cristi, vreau să-mi povestești puțin, pentru că știu că tu ai fost și în misiuni, nu? Știu că ai fost și în Ferentar, nu? Da. Cum a fost experiența aceea? Cum a fost impactul pe care l-ai avut cu viața de acolo? A fost într-adevăr diferit, dar am avut șansa să lucrăm cu niște agenți și niște polițiști care știau zona, știau ce aveau de făcut și am fost protejați. Am avut pază de obiective, biserici și cimitire. Da. Și am făcut doar patrulare cu mașina de poliție. Mulțumesc mult de tot pentru că ați fost în această dimineață alături de noi și vă urez, bineînțeles, mult succes. Știu că mai aveți contract până pe data de 6 iunie, nu? Până în 7 iunie. Până okay. 7 iunie. Bine, mulțumesc mult de tot. Răzvan, Dani, deocamdată atât de aici. Mă întorc la voi. Mulțumim, Florian. Hai liberare, sau cum se zice în domeniul ăsta. Na, a fost nevoie de oameni, oamenii și-au schimbat activitatea, înveți.